N-au tremurat bețele la Dinamo. Nu, nu, nu. Domnule, pentru că e ceva logic. Domnule, vin într-un oraș de provincie, ajung aici la o echipă la care eu vorba ta, o priveam la televizor și vedeam că joacă în cupele europene. Nu, n-am avut probleme în acest generația, dar oricum s-a format. Era un nucleu și ați venit voi mai tineri. Voi era un nucleu, era un nucleu clar. Era nucleu, după Italia 90. După Italia 90, bun, odată cu acel meci de pomină de la Cardiff. Da. A început, 17 noiembrie. A început, cred eu, consolidarea și formarea acelei generații. Era un nucleu de bază și pe parcurs am integrat acel nucleu și noi, cei din linia a doua, care, uite, în 94 am participat la campionatul mondial din America fără să joc, dar pentru mine a fost o experiență foarte importantă și foarte să fie acolo, interesantă, care mi-a deschis orizontul și după acel turneu final am știut mult mai bine ceea ce trebuie să fac și, asta, serios, și da? Ce vreau să fac de la mine și de la ce-mi doresc să realizez în fotbal. Da, voi, la deci modul a fost sincer, foarte important acest lucru. Da? V-ați dat seama ce performanță ați făcut acolo, la modul cel mai sincer, adică că oamenii ieșeau la universitate pentru voi, pentru rezultatele voastre, adică poate că unii, mai greu, poate dar... că unii da, poate că unii mai puțin. În timp, eu sincer în timp am realizat ce am reușit la turneul campionatului mondial din 94. Poate unii au realizat la momentul respectiv. Deci, nu erau site-uri de socializare, nu era, dar tot circulau veștile. Bă, știți că au ieșit pentru noi la universitate. Era ceva incredibil. Da, adică... eram informat și normal că era o motivație în plus. Deci erau mii de kilometri distanță. Anghel Iordănescu ne povestea de fiecare dată ce se întâmplă în țară și nu numai el. Era o mândrie și o motivație în plus vis-a-vis de acești oameni, un respect ca să reușim mult mai mult. Dar voi veneați din, exact cum spuneai tu, eșalonul 2 care a ajuns acolo, să spunem așa, venea din campionatul României, nu? Da. La vremea aia. Erau cei care plecaseră imediat după 90 la echipe de club, exact, și adunaseră experiență în străinătate, dar iată că se putea și de la noi. Da, adică nu trebuia să fii... Scuză-mă puțin, ce meciuri erau, ce fotbaliști erau înainte și ce diferență este... Acum vorbim de fotbaliști, nu de jucători de fotbal. Deci să fim să serios, înțelegem, deci, exact. Nu? Deci, hai, toate echipele aveau 2-3 jucători de mare, mare valoare. Și după aceea vorbim de jucători ăștia, de fotbaliști ăștia medii, care și ei aveau calități deosebite. Deci era diferență mare. Era greu să joci lângă un Hagi sau un Gică Popescu, pentru că ei ajunseseră la un nivel și în sensul că nu prea puteai să greșești, nu prea puteai să... Ok, se întâmplă că e fotbal, nu e... Dar trebuie să dai 200%, 300%, cât trebuie, nu? Ca să... Când vezi nu pe Hagi... Mie nu mi-a fost greu. Sincer, nu mi-a fost greu. A fost respectat, apreciat... M-am integrat, chiar era pentru mine un lucru extraordinar să știu că l-am pe Hagi în teren și îl simțeam foarte bine. Chiar îl simțeam foarte bine, știam deja când intra din banda dreaptă pe stângul lui interior, știam unde să mă demar, știam că poate să vină o minge în spatele apărării, în diagonală, știam cum să fac demarcarea. Când ajungea în partea stângă și venea cu centrare în fața porții, era clar că va veni o centrare paralelă cu poarta. Deci tu știam și simțeam. Da, eram foarte atent. Să știi că așa am fost tot timpul și când am jucat în străinătate și poate datorită acestui lucru am reușit să mă adaptez cât mai repede, cam peste tot. Studiam foarte atent mișcările colegilor. Și era mult mai ușor ca să mă adaptez, să mă integrez. Mi-aduc aminte acum că sar la Nant când am ajuns. Am ieșit la antrenament și eram tot timpul contratimp. Când trebuia să fiu în apărare, eram în atac. Când trebuia să fiu în atac, eram în apărare. Deci nu aveam timing-ul și în jurul meu mergeau mingile și se știau cu ochii închiși colegii mei. M-am oprit, am studiat, am analizat, am văzut, ca să fiu în timing și în ritm cu jocul, cu echipa. Să fiu cu ei. Da.
Și tot timpul am stat, am analizat, vedeam și mișcările lui Gică, știam deja unde vin mingile. Acolo te-ai adaptat ușor și în străinătate? Mi-a fost foarte ușor. Sunt și un tip mai, să zic așa, nu știu dacă introvertit, dar mai singuratic, așa, și chiar mi-a prins foarte bine, parcă eram de o viață. Când am plecat, eu n-am suferit prea mult că am plecat din România. Am avut familia cu mine, lucruri care m-a interesat cel mai mult. În rest, eram profesionist, trebuia să-mi fac treaba, să mă pregătesc, să mă antrenez, să-mi câștig pâinea de zi cu zi. Aia trebuia să o fac, deci nu aveam alte preocupări. Cum te motivai? Știi, acum azi niște expresii din astea, niște cuvinte, cum te motivai? Da, trebuia să te motivezi, nu? Pentru că erai un jucător profesionist, erai în echipa națională, trebuia să ai... Nu mă motivez afară când... Vedeai ce lună de lună îți intră banii la zi în cont, ești plătit, ești apreciat, ești respectat. Asta e meseria. Asta e meseria, normal. Banii trebuie să faci ceva pentru... Da, acum iară este răutăcios. Sunt mulți cărora le intră banii în cont acum și se mai pierd pe drum. Bun, dar în afară de fotbalul, tu trebuie să nu te pierzi într-un astfel de campionat. Pleci de la Dinamo și te duci în Hexagon, în primele 5 campionate din Europa. În Elveția, în Turcia, da. Anglia. Deci nu, familia tot campionate mari. Pentru mine familia a fost sprijinul meu. Deci a fost foarte importantă soția mea. Cineva care a fost tot timpul lângă mine și m-a ajutat foarte mult din acest punct de vedere. Ești cu o valiză lângă ușă, asta e meseria de fotbalist profesionist, alea 15-20 de ani. Nu, e important să ai o anumită liniște și stabilitate. Greu să te muți din culturile astea diferite. Una e Elveția, alta e Turcia, alta e Anglia, alta e Franța. Greu, dar e palpitant și frumos pentru că înveți și alte limbi. Alte culturi, alte obiceiuri, te dezvolți foarte mult și chiar e foarte interesant. La un moment dat, când m-am potolit și n-am mai schimbat, simțeam nevoia, lipsa, deci la un moment dat zic, nu pot să stau prea mult într-un loc, trebuie să plec, trebuie să mă mișc, trebuie să mă duc în altă parte. Dar ce faci? Încă stăm de trei ani aici. Deja era prea mult. A fost undeva nebunie prea mare sau prea mare liniște? Nu știu, comparativ Elveția cu Turcia. Nu există termenul. Nu există. Nu. Ia ceva. Am avut la Turcia, am avut 4 ani contract. 2 ani am zis suficient, vreau să mă întorc în Europa. Deci așa e, nu e poveste, nu? Nu, vreau să mă întorc în Europa. Era bine, foarte bine. Mulțumesc mult. Și din punct de vedere financiar și ca și realizări personale pentru mine, am marcat goluri. Ca și echipă nu a fost bine pentru că aveam foarte multe individualități și foarte, foarte mulți jucători de nivel de echipă națională, dar nu aveam echipă. Grupul nu era unit și la vremea respectivă domina Galatasaray cu Gică, Gică Popescu, Fatih Terim. Ei aveau echipă. Grup, aveau echipă și era o altă stare de spirit, aia și făcut diferența. Hei, nu pleca! Abonează-te la canal și notificări și afli primul ce noutăți din sport avem pentru tine. Mulțumim! Ne vedem la știri și pe as.ro.